Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Nu ne-am văzut de ceva vreme pentru că am fost ocupat să amenajez un pic un loc diferit. Dar până când termin acolo, setup-ul acesta ar trebui să-și facă treaba. Și în cazul în care vă era dor de piramida cu Ryzen, este aici, este în spatele meu, este nevătămată și nu încape în cadru pentru că se întinde până la tavan. Dar aici am Galaxy A52s, o variantă puțin modificată a telefonului pe care vi l-a prezentat Cătălin acum ceva vreme. Nu voi insista foarte mult pe construcție și caracteristici, în schimb aș vrea să vă prezint ceea ce Samsung a modificat un pic, a îmbunătățit și de ce cred în continuare, sau preiau ideea lui Cătălin și o duc mai departe, că acest model de telefon este una din variantele apetisante din zona lui de preț. Hai să vedem despre ce este vorba și să nu mai stăm degeaba. Ambalajul a rămas în continuare unul foarte simplist, este printat cu cerneală de soia și pare a fi carton reciclat. Aici avem papetăria, nu vom discuta despre ea. Telefonul care este pornit, am să-l las deoparte. Una bucată încărcător, Adaptive Fast Charging, ia să vedem, 5V, 2A, 10W. Mi-aș fi dorit totuși să văd unul de 18W, dar în fine. Mai departe, un cablu USB Type-C, nimic special. Telefonul în sine este aproape identic cu modelul anterior, adică cel fără S. Cântărește 189 de grame, are protecție IP67 pentru praf și apă și în rest nu sunt foarte mari diferențe. Din contră, mie mi se pare că acesta este puțin mai bine construit decât modelul pe care vi l-a prezentat Cătălin. Ori culoarea, ori Samsung și-a calibrat mașinile din fabrică, pentru că aici capacul pare să se îmbine ceva mai bine cu rama. Culoarea aceasta se numește Awesome Mint, este mată și nu este un magnet de amprente. În rest, construcția este la fel, același telefon ușor de folosit cu o singură mână în cazul în care ai o palmă mai mare, în cazul contrar trebuie să faci ceva gimnastică pentru a ajunge în partea de sus. Ecranul a rămas la fel, același Super AMOLED, Full HD, culori foarte vii și senzor de amprentă sub ecran. Din câte mi-aduc eu aminte, Cătălin s-a întâlnit cu o situație mai puțin plăcută și anume senzorul de amprentă căruia îi lua ceva timp să deblocheze telefonul. Se pare că și aici este cazul, însă timpul parcă este ceva mai scurt. Dincolo de amprentă, Samsung a modificat puțin procesorul. Acum este un Snapdragon 778G. Diferențe mari în performanță nu sunt, dar am scos 777 în single core. Mai țineți minte bateriile chinezești 777? 777 în single core și 2827 în multicore. Telefonul este în stare să ruleze majoritatea jocurilor de pe Play Store, nu este un telefon de gaming și evident acest lucru reiese din prețul acestuia. Și anume 1800-1900 în funcție de magazin, perioadă, stoc și așa mai departe. Deci nu este un telefon neapărat ieftin, dar nu este un telefon neapărat scump. Fiind un model nou, mi-aș fi dorit ca Samsung să modifice puțin acest modul de cameră. Avem ultra-wide, wide și macro și depth. Nu simt nevoia să văd aceste camere pe un telefon de 1800-1900 de lei. Calitatea a rămas în continuare aceeași, pozele scoase cu senzorul principal sau camera principală sunt detaliate, sunt bine contrastate, nu am absolut nimic ce să comentez din acest punct de vedere. Diferențele față de Galaxy A52 nu sunt foarte mari. Repet, mi-aș fi dorit să văd o cameră 2X. Chiar dacă în pachet găsim un alimentator de 10W, conform specificațiilor tehnice, bateria de 4500 mAh se încarcă fast la 25W. Din nou, mi-aș fi dorit să găsesc acel încărcător în pachet și să nu fiu nevoit să achiziționez unul separat, dar, hei, dacă scazi de la 120
la 60 de Hz. Clar te va ține ceva mai mult bateria, însă nu am avut absolut nicio problemă în a butona telefonul, a sta pe YouTube, Netflix și așa mai departe. O ultimă modificare pe care Samsung a făcut-o acestui model ar fi conectivitatea Wi-Fi. Acum avem Wi-Fi 6, ceea ce înseamnă viteze mai bune, dar și compatibilitate cu routerele moderne și metodele de conectare moderne. Bluetooth-ul rămâne în continuare 5.0, mi-aș fi dorit să văd 5.2, dar nu este un capăt de țară atâta timp cât Bluetooth 5.0 suportă dual audio, deci pot conecta simultan și o pereche de căști și o boxă Bluetooth sau alte echipamente Bluetooth și pot comuta între cele două fără absolut nicio problemă. Pe partea sistemului de operare avem Android 11 cu One UI 3.1, nimic nou, dar apreciez faptul că sistemul se mișcă destul de fluid. În fond și la urma urmei este un Samsung și nu că ar fi un argument suprem, dar de bine de rău Samsung știe să-și vândă produsele. Chiar dacă au o mulțime pe piață, nu cred că Samsung ar scoate un mid-ranger chiar atât de nasol. Și da, cunosc persoane care au acest telefon, am avut ocazia să mai interacționez cu A52 dincolo de review și dincolo de birou și pot spune că este un all-rounder foarte, foarte bun. De la foto, la autonomie, experiența de utilizare și consum multimedia, până la felul în care se simte telefonul și este destul de rezistent. Ei bine, cam asta ar fi despre Galaxy A52s. După cum am spus și mai devreme în videoclip, mari diferențe între cele două modele nu sunt, dar, după părerea mea, consider că modelul acesta ar fi trebuit să iasă primul. Dar, pentru că există piețe diferite și nevoi ale utilizatorilor diferite, Samsung a ținut morțiși să satisfacă aceste nevoi. Și probabil acesta este motivul pentru care există A52 5G și A52 5G varianta S. În orice caz, mi-aș fi dorit foarte, foarte mult ca în acest segment de preț să renunțe la camera macro și depth și să-mi pună o cameră 2X sau 3X sau o cameră macro de 5 megapixeli cu autofocus. În orice caz, este un telefon mai mult decât decent și la final de 2021, dacă ești în căutare de mid-range de la Samsung, cam acesta ar fi singurul telefon pe care pot să-l recomand. Este un telefon complet, de la ecran, la încărcare, mai puțin adaptorul de priză inclus în pachet, pe care aș fi vrut să-l văd la 18W, dar hei, nu este cazul, nu este un capăt de țară, măcar avem jack, difuzoare stereo, rezistență la apă și praf. E un fel de jack of all trades, master of none. Dar un telefon foarte bun. Sunt foarte curios să aflu părerea voastră, așadar scrieți-mi în comentarii, iar până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru link-uri utile și prețuri actualizate. Salut!